Dragii mei, mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această zi frumoasă de sărbătoare. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea creată, fraților pentru invitația făcută și cred din toată inima că Dumnezeu niciodată nu face lucruri la voia întâmplării și de fiecare dată Dumnezeu are un scop bine definit. Și faptul că ziua de ieri am petrecut-o aici alături de tinerii dumneavoastră și de ceilalți tineri care au fost prezenți și faptul că astăzi stăm aici în casa lui Dumnezeu la o frumoasă și specială sărbătoare, nu putem decât să fim plini de recunoștință înaintea celui care ne-a mai dat viață, înaintea celui care a mai spus inimii noastre și azi dimineață să mai bată. Aspecte pe care noi ca și oameni de multe ori poate le luăm cu multă, multă ușurință. Ni se par banale, ni se par o normalitate că, iată, ne-am trezit și azi dimineață. Dar, dragii mei, faptul că noi ne-am mai trezit, faptul că Dumnezeu ne-a mai dăruit o zi, nu e un lucru de luat ușor. Și să știți că fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dăruiește e o nouă responsabilitate pe care Cel Atotputernic o așează pe umerii noștri. Nu vreau să încep într-un mod funebru, dar trebuie să vă spun asta, că viața e foarte imprevizibilă. Și spun asta pentru că vreau să-i fac pe oameni conștienți de mărețul moment pe care Dumnezeu îl dă în fiecare dimineață să mai deschidem ochii. Viața e foarte imprevizibilă. Astăzi ești, mâine poți să nu mai fii, niciunul dintre noi nu avem contract cu ziua de mâine. Ne poate Dumnezeu lua pe oricare dintre noi într-un mod atât de subit și dintr-o dată. Alaltăieri, soția unui bun prieten de-al meu pleacă din lumea asta la 40 și ceva de ani în urma unui infart. Eu când l-am sunat ieri dimineață și l-am întrebat ce s-a întâmplat, mi-a spus de infartul pe care soția lui l-a suferit. Și l-am întrebat, se știa că e bolnavă cu așa ceva? O zis nu. O zis, medicii la spital ne-au spus că purta infartul în piept de o bună bucată de vreme. Suntem aici oameni sub harul și sub mâna lui Dumnezeu, nu știm ce purtăm în piepturile noastre din punctul ăsta de vedere. Dar așa cum s-a spus aici mai devreme, ne încredem în Dumnezeu. Ne lăsăm pe ale sale brațe și fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă, să știți că ne-o dă cu câteva scopuri bine definite, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre unul dintre ele potrivit cu sărbătoarea de astăzi, și anume, fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă, ne-o dă cu scopul de a-i mulțumi și de a trăi o viață plină de mulțumire. Ceea ce se găsește la tot pasul și în fiecare zi sunt oameni nemulțumiți, ăștia-s la tonă, îi găsești peste tot. Trebuie să vă spun că nemulțumirea e un sentiment plăcut. Atenție! Nemulțumirea și bosumflarea e un sentiment plăcut. O să găsiți oameni care sunt mereu bosumflați că le place să fie bosumflați. Să vezi la un moment dat un soț mereu nemulțumit și bosumflat, ascultați-mă, se simte bine în starea asta, cu toate că e ilegală. O soție mereu nemulțumită și bosumflată, să fiți conștienți că îi place. Chiar dacă aduci un milion de reproșuri, că vezi, Doamne, că aia nu-i bun, că aia nu-i bun, nemulțumirea e un sentiment aparent dulce. Știți de ce? Pentru că pe lângă nemulțumit, întotdeauna apare câte unul care încearcă să îl cocoloșească și asta îl face să se simtă bine. Că dacă dintr-o dată ți arăți nemulțumirea de ceva, bă, să-i găsește unul care vrea cât de cât să te pună și pe tine pe linia bună și începe, nu, las cu să fie bine, nu, cum vrei tu să facem, nu, dacă tu așa, nu, bai, că o scoatem noi cumva la capăt. Și la un moment dat omul rămâne într-o nemulțumire continuă, uitând că de fapt nemulțumirea, pe lângă multe alte aspecte, e un mare, mare, mare și un grozav păcat. Vreau să vă citesc un singur verset din Scriptură, din Proverbe 15, cu versetul 15. Și ascultați-mă
puneți aici în loc de nenorocit, puneți nemulțumit, că e același lucru. Cu nemulțumit e un grozav nenorocit cu acte în regulă. Și ascultați ce zice Biblia. Toate zilele celui nenorocit, și dacă vreți să spun eu nemulțumit, că e același lucru aproape, toate zilele celui nenorocit sau nemulțumit sunt rele. Pentru că nu se poate bucura niciodată de nimic. Întotdeauna nemulțumitul distruge atmosfera, întotdeauna nemulțumitul distruge timpul frumos, întotdeauna nemulțumitul. Mai am eu câte un prieten, când apare, ăla vine tot timpul cu nemulțumirea lui. Mai ies dimineața la cafea cu prietenii mei când îs pe acasă și la un moment dat mai apare ăla al nostru. Și știi care e prima reacție? Iară vine ăsta. Iară vine ăsta cu nemulțumirile lui, iară nu-i bună politică, iară nu-i bun prim-ministru, iară nu-i bun pastor, iară nu-i bun cântăreț, iară nu-i bună aia, iară toate lucrurile sunt toarse pe dos. Bă, și toată atmosfera noastră e frumoasă până apare el. Când apare el, știi că noi suntem frați, el se simte cel mai bine între noi, cu toate că ne chinuie pe noi. Că noi trebuie tot eu, las-mă că o să fie bine, mă las că o să fie bine, iar el vine cu noi, mă tași că o să fie bine. Bă, el e foarte relaxat acolo încă o jumătate de oră cu noi, noi suntem chinuiți de numai. Dar când pleacă de acolo, noi plecăm tot mulțumiți și fericiți de tot ce ne-a dat Dumnezeu, el pleacă tot chinuit. Pentru că ascultați-mă bine, vreau să vă duc cu gândul în această zi și timpul care îl avem în jurul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie să învățăm câteva aspecte foarte importante pentru viața unui om mulțumit. Pentru că viața unui om nemulțumit sau nenorocit sunt rele în fiecare zi. Dar inima celui, cel cu inima mulțumită, are un ospăț, are o atmosferă, are acel timp formidabil care e neîntrerupt niciodată. Astăzi, biserica dumneavoastră are o sărbătoare frumoasă, extraordinară, de a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru tot ceea ce ne va mai da, pentru tot ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Dar trebuie să vă subliniez faptul că mulțumirea este o alegere. La un moment dat, oamenii vor să fie mulțumiți dacă se întâmplă anumite lucruri. Vor să fie mulțumiți și condiționează mulțumirea dacă au anumite lucruri. Condiționează mulțumirea dacă simt ei în interiorul lor, și cei mai mulți oameni merg pe simțăminte. Și în momentul în care nu mai există simțămintele, ce se întâmplă? Eu fac parte din latura predicatorilor evangheliști, care mergem de multe ori pe sentimentul omului, încercăm să umblăm pe acolo, să-i mișcăm pe oameni pe la sentimente, că stilul ăla devoțional să fie cât mai emoționant. Bă, și m-am gândit eu într-o zi, când la un moment dat nu mai ai un astfel de predicator pe lângă tine să te mai atingă la sentiment, ce faci? Că dacă totul se distruge în momentul ăla, e praf. Asta e doar o latură. Da, e o latură. Că la un moment dat, dacă n-ai un anume predicator, om, păstor, prieten, tată, mamă, să te mai trezească la realitate și poate fără să aibă puterea să te miști acolo prin sentimente și doar să-ți spună într-un mod foarte rațional și cât se poate de clar că mulțumirea nu trebuie neapărat să o simți prima dată. Și mulțumirea, în primul și în primul rând, e o alegere pe care omul o face în fiecare zi. Te trezești dimineața și poți să fii nemulțumit de tot ce e în jurul tău și să nu alegi să fii mulțumit de lucrurile frumoase din jurul tău. Te poți trezi dimineața și să fii nemulțumit că n-ai ajuns nu știu cine și în loc să-i mulțumești lui Dumnezeu că te miști, că ai ochi, că ai picioare, că ai mâini, că auzi cu urechile, că nu-ți face nimeni semne ca să pricepi și tu limbajul celor surdomuți și dimpotrivă că mergi pe picioarele tale și nu împinge nimeni un scaun cu rotile în spatele tău, la un moment dat stai și zici, bă, eu nu-s mulțumit că nu mai îmi vin hainele. Simplu, mâncă numai o dată pe zi.
Deseori, ca și oameni, noi uităm că, de fapt, mulțumirea e o alegere pe care omul trebuie să o aibă în fiecare moment al vieții. În fiecare moment poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru absolut toate lucrurile. La un moment dat, Biblia vine și spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și când stai și te gândești la cuvântul toate, știți cât, care e explicația profundă a cuvântului toate, a cuvântului tot? Tot, în orice explicație profundă, înseamnă tot. Oh, noi români încercăm să facem tot felul de analize, stai să vedem, tot, dai tot, e și aia, dai și aia. Da, tot înseamnă tot, e simplu. Vă aduceți aminte, poate cunoașteți povestea cu Poliana. Tânăra care într-o zi a fost luată așa sub aripa păstorului, rămasă fără mamă. Și la un moment dat, când au venit pachete mari la biserică de Crăciun și au venit pachete pentru toți copiii, la un moment dat Poliana au zis: îmi doresc, Doamne Iisuse, ca în pachetul care o să-l primesc de la biserică să primesc o rochiță din aia mare de prințese, aia care să fie așa foarte voluminoasă ca și prințesele, vreau să mă îmbrac într-o astfel de rochiță. Când s-a dus acolo, păstorul, știindu-i povestea lui Poliana, știindu-i starea ei de acasă, a ales să îi dea cel mai mare pachet care a ajuns acolo. Cel mai mare pachet a fost al lui Poliana. Și Poliana a zis: oh, înseamnă că în pachetul ăsta așa înalt, cu siguranță e o rochiță pusă pe umeraș, așezată frumos să nu se șifoneze. Iar când Poliana a ajuns acasă cu pachetul, foarte bucuroasă, și l-a deschis, în loc de rochiță, în pachetul Poliana era o pereche de cârje. Toată atmosfera aia îi spune că e total ciudată. De la rochița aia frumoasă și mult așteptată, la o pereche de cârje pentru o fată sănătoasă, la 12-13 ani, o pereche de cârje. Pentru că avea un tată care a ales în fiecare zi să fie mulțumitor. Har Domnului pentru astfel de părinți, că de bosunflații plină Germania și România. La un moment dat, Poliana a trăit o lecție frumoasă care a lăsat-o, dacă vreți, de exemplu și pentru alții. Și tata lui Poliana i-a spus așa: Poliana, noi doi acum ne punem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pachetul ăsta și mulțumim lui Dumnezeu că tu nu ai nevoie de cârjele astea. Dumnezeu ne-a readus încă o dată aminte că tu poți să mergi pe picioarele tale și că tu n-ai nevoie de cârjă. Și Dumnezeu, prin cadoul ăsta, a produs în noi un motiv de mulțumire, că eu nu sunt un tată care împing un scaun cu rotile și sunt un tată care pot să-mi văd fata că-s burdă, că aleargă, că e mereu veselă pe ale ei picioare sub ocrotirea lui Dumnezeu. A ales Poliana să aibă această stare de mulțumire în ciuda atmosferei care s-ar fi putut crea. M-am întrebat de nenumărate ori unde sunt oamenii plini de mulțumire. Unde sunt oamenii care aleg în fiecare zi să fie mulțumitorii? Unde sunt oamenii care aleg să trăiască, ei de bună voie au alegerea asta, să trăiască sub starea asta de mulțumire, indiferent de contextul vieții? V-aș întreba pe dumneavoastră, care e forma de mulțumire pe care o alegeți să o arătați lui Dumnezeu? Știți care e forma cea mai întâlnită și care e cea mai frecventă la noi, la români? Dimineața, la marginea patului, sau seara, o scurtă mormăială: îți mulțumesc, Doamne Iisuse, vreți să vă, că tu ai fost cu mine, ce bine că ai fost cu mine, că altfel nu știu ce ești, îți mulțumesc și amin. Vreți să facem o scurtă analiză a dimineții astea? Ați văzut ce înflăcărați, v-ați rugat pentru bolnav, pentru datorii, pentru mașina nouă și pentru toată rugăciunea de cauze? Ați văzut când o trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul de închinare că l-am avut, cât de anemici am fost? Pentru că, dragii mei, omul uită că cel mai special sentiment pe care poate să-l simtă și să-l aibă o persoană e mulțumirea constantă. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat, pentru tot ce a făcut, pentru tot ce urmează să mai facă. Mulțumirea aceea în fiecare zi plină, plină de un Dumnezeu abundent în harul lui glorios. Vreau să vă arăt în această dimineață, în trei etape, cum trebuie să arate viața noastră de mulțumire. Cum îi poți mulțumi lui Dumnezeu? E o sărbătoare frumoasă, ați marcat și anul ăsta, 2024, frumos, va rămâne în istoria bisericii dumneavoastră și în istoria mea, că am fost aici cu voi, la momentul ăsta special în care împreună i-am spus lui Dumnezeu: îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat, îți mulțumim întotdeauna, uite, îți mulțumim și în ziua de astăzi. Dar
mâine continuă viața și trebuie să continuă același stil de mulțumire. Mâine, dumneavoastră și cu mine trebuie să alegem să rămân mulțumitor înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea se pune cum? Pentru că, din păcate, viața de mulțumire a multora e în felul următor. Rugăciunea este că trebuie să-i mulțumești, dar viața, stilul de viață e total contrariu rugăciunii pe care o facem. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem, pentru că ne dă și spunem, și la un moment dat când ne mai mustră conștiința că n-am mai mulțumit de mult sau ne mai scutură câte un predicator, bă, vezi că tu vezi cu amândoi ochii mai mult, Doamne, îți mulțumesc pentru lumina care mi-ai dat-o, dar după aia un an de zile iară uităm. Da, poate uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune pentru toate lucrurile, pentru că sunt multe. Ar trebui să stăm 24 din 24 și să-i spunem lui Dumnezeu că avem atât de multe și pentru faptul că nu putem să-i spunem în rugăciune tot, pentru faptul că nu putem să cuprindem în fiecare rugăciune tot, Dumnezeu așteaptă de la noi un stil de viață plin de mulțumire. Pentru că stilul de viață plin de mulțumire e o mulțumire continuă înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru tot ceea ce ne va mai da, pentru tot ceea ce este Dumnezeu în noi și în ființele noastre. Întrebarea mea ar fi, noi cum alegem să-i mulțumim lui Dumnezeu? Cum ar trebui să arate viața unui om mulțumitor? Pentru că, dragii mei, deseori oamenii, viața nu bate cu pretențiile. Oamenii vin și spun, au tot felul de pretenții, trebuie să fii, trebuie să faci, trebuie să dregi, trebuie așa. Dar la un moment dat, dragii mei, dincolo de ceea ce noi am spus, se vede și se reflectă adevărata mulțumire în trăirea noastră, în stilul nostru de viață, în starea pe care o avem, în atmosfera pe care o creăm în jurul nostru, în atmosfera prin care tata o creează în casă, prin atmosfera prin care mama o creează în casă, prin atmosfera pe care noi o creăm între prietenii noștri, se vede dacă suntem sau nu suntem mulțumiți. Deseori oamenii exprimă, da, eu sunt mulțumit, bă, ești mulțumit, ești mulțumit, că trebuie să spui când ți-o spune frontal careva. Ei, în momentul în care ai terminat de exprimat, atunci de-abia se vede adevărata ta mulțumire prin trăirea frumoasă pe care o manifesti în fiecare moment al vieții. Subliniați, vă rog, sintagma, fiecare moment al vieții, nu nici măcar fiecare zi, că ziua are multe momente, fiecare moment al vieții. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui, în îndurarea Lui, ne cuprinde în harul Lui formidabil. Ne dă Dumnezeu una dintre cele mai mari valori pe care Dumnezeu le dă unui om, nu-s banii. Cea mai mare valoare pe care poate să o aibă un om nu-i mașina. Cea mai mare valoare pe care poate să o aibă un om nu-i casa, nu-i numele, nu-i faima. Cea mai mare valoare pe care o aveți nu-i nici măcar familia. Cea mai mare valoare pe care o aveți nu-i nici măcar biserica. Cea mai mare valoare pentru care uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-l dă în fiecare zi, se numește timpul. Că degeaba ai bani dacă nu mai ai timp să te bucuri de ei. Știți cântarea aia sinistră? De lucru tău altul se va bucura. Pe tine uitarea te va aștepta. Cântarea aia sinistră de la Priveghiuri. Degeaba ai casă frumoasă dacă o să o locuiască alții. Degeaba ai o familie frumoasă dacă tu nu te vei mai putea bucura de ea, că pleci din lumea asta prea devreme. Cea mai mare valoare pe care i-o dă Dumnezeu unui om e timpul. Dacă vreți să vedeți ce valoare are un an de zile, vă fac eu cunoștință cu o mamă care timp de 5 ani de zile și-o aștepta fata acasă. Și îmi spunea mama asta, frate Alin, când apărea un cadavru neidentificat și scria în ziar că s-a găsit un cadavru și nu l-au putut identifica, eu fugeam la poliție să văd dacă nu cuiva-i fata mea. După 5 ani de zile, fata s-a reîntors acasă, au fost momente grele. O zis, ăia 5 ani, fiecare an, trecea, ziceai că e o veșnicie. Dacă vrei să vezi ce valoare are o lună, întrebați o mamă care a născut la 8 luni, într-un mod prematur, și îi spune, păi bun, bă, nu a ajuns 8 luni de zile? O singură lună a făcut o diferență? Deseori copii născuți la 8 luni se nasc cu diferite probleme și spune, bă, o singură lună, pentru că o lună e o valoare extraordinară. Dacă vrei să vezi ce valoare are o săptămână, du-te întreabă pe cineva care a stat la căpătâiul cuiva drag și medicii au zis 6 săptămâni de viață. Și Dumnezeu a lăsat 8. Și o să-ți spună, alea 2 săptămâni pe care Dumnezeu ni le-a mai dat au fost cele mai superbe zile și săptămâni pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă vrei să vezi ce valoare are o zi, întrebați un redactor la un ziar.
Ea trebuie să fie actualizat tot timpul, tot timpul. Ea nu poate să piardă nimic. Dacă ori pierdut pasul, n-au ce să mai scrie în ziar. Băi, o zi trebuie să fiu la curent. Eu dacă am pierdut o zi, n-am ce să mai scriu. O să vedeți un redactor care e mereu agitat ca în fiecare zi să aibă foarte multe noutăți. Dacă vreți să vedeți ce valoare are o oră, aduceți-vă aminte de vremea când erați de-a dreptul îndrăgostiți. Băi, zice... oră, mai stau o oră cu cea care e iubita mea, cu cel care e iubitul meu, mai stau o oră. Bă, o oră în plus, bă, era o valoare. Și de cumva trebuia să faceți 3-4 ore până la el sau la ea, ziceai, Doamne, mai scurtează timpul. Dacă vrei să vezi ce valoare are un minut, întrebați pe cineva care a pierdut în viața lui un tren. Că de multe ori noi nu ne reglăm ceasurile după CFR-ului sau ei nu și le relegează după noastre. Și vine el și zice, bă, un minut am întârziat și trenul a plecat. Păi bă, un minut, bă, da, un minut? Uite, un minut. Un minut ți-a întârziat ajungerea la destinație. Un minut. Are valoare un minut? Are. Dacă vrei să vezi ce valoare are o secundă, întreba șoferii de cursă lungă, când o să vezi, dacă stați între șoferi și începe ei să povestească, veți auzi deseori, bă, omule bun, o fracțiune de secundă, o secundă și muream toți. Bă, dacă bă, am ațipit, bă, o secundă, muream toți. Și veți vedea ce valoare are timpul. Valoarea formidabilă pentru care oamenii nu știu să-i mulțumească cu stilul de viață. Și haideți să vă spun de ce Dumnezeu vă mai dă timp. Haideți să vă spun de ce Dumnezeu ne mai dă timp să-i mulțumim și cum. 1. Ca să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat și pentru valoarea asta numită timp și pentru toate roadele astea pe care le mănânci de 3 ori pe zi și pentru tot harul cu care Dumnezeu te înconjoară, modalitatea prin care omul poate să-i mulțumească se numește bunătatea. Că unii se întreabă, bă, cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Că îi mulțumesc, Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru banane, pentru roșii, pentru pere, pentru mălai, pentru ce mi-ai dat, îți mulțumesc pentru toate. Bun, i-ai spus o dată de două ori, nu mai e vreme mâine, poi mâine, dar mulțumirea tot trebuie să continue. Cum? Prin bunătate. Când omul trăiește cu bunătate, mulțumește inima lui Dumnezeu. Când omul trăiește cu bunătate, aduce mulțumire în inima lui Dumnezeu. Când copiii dumneavoastră trăiesc cu bunătate și nu aveți niște copii ranchiunoși și aveți tot timpul un copil care știe să împartă, să dea ciocolată, să ajute pe alții, la un moment dat mulțumește inima tatălui și a mamei și spune, bă, uite, cresc un copil cu bunătate. Dar tot așa se uită și Dumnezeu. Când oamenii, ca să aleagă să mulțumească în fiecare zi, trebuie să aleagă starea asta extraordinară, să-i mulțumească lui Dumnezeu prin bunătatea pe care omul o lasă să fie cuprinsă de viață. Ascultați ce zice Coloseni 3:12. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Pentru că în momentul în care cineva se îmbracă cu bunătatea lui Dumnezeu, în momentul în care cineva alege să trăiască cu bunătate, o, mulțumește inima lui Dumnezeu. Oamenii buni, oamenii calzi, oamenii care trăiesc cu bunătate în permanență, produc o atmosferă frumoasă, iar atmosfera aia mulțumește inima lui Dumnezeu. Bunătate după modelul lui Iisus Hristos. Să te uiți la Domnul care a mulțumit inima Tatălui că a venit Iisus Hristos să aducă planul de mântuire, dar cât timp a fost aici, dacă vreți, în viața asta, a trăit cu atât de multă bunătate. Zicea cineva că bunătatea e strigătul pe care și surzii-l aud. Bunătatea e lucru pe care și orbii-l văd. În momentul în care cineva trăiește cu bunătate, produce în inima lui Dumnezeu mulțumire. Nu o să poți să-i mulțumești pentru toate lucrurile verbal, dar îi poți mulțumi prin bunătatea pe care poți să o manifesti. Și Dumnezeu va fi mereu glorificat de un om care aduce mulțumirea lui printr-o bunătate excesivă. Deseori, în natura noastră umană și mai ales în ideologia noastră românească, se spune acea expresie pe care nu o să o exprim de aici exact cum e ea, dar dumneavoastră o știți. Bă, nu-s prea bun că-s luat de păstă picior. Bă, nu, de aia nu vreau eu să fiu prea bun, că alții mă iau așa ușor. Nu vreau eu să fiu prea bun. Fals. Fals.
Oamenii care trăiesc cu bunătate mulțumesc inima lui Dumnezeu, pentru că bunătatea întotdeauna produce acțiune frumoasă. Bunătatea care vine de la Dumnezeu și se vede în om produce, dacă vreți, lucrarea frumoasă. Și când Domnul manifestă lucrarea frumoasă, produce mulțumire în inima celui care l-a creat. Și de aia ne-a creat să-i mulțumim făcând voia lui în fiecare zi. Fără a trăi cu bunătate nu poți să faci voia lui Dumnezeu în așa fel încât să-i mulțumești pentru tot ce a făcut pentru tine. Pentru că bunătatea, dacă vreți, e momentul acela în care auzi strigătul altora. Ne uităm la bunătatea lui Iisus Hristos. Cum trebuie să arate bunătatea mea să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Aduceți-vă aminte de Domnul când trecea prin Ierihon și la un moment dat Bartimeu în gălăgia de acolo strigă: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine. Și dintr-o dată fiul lui Dumnezeu, plin de bunătate, se oprește și zice: bă, cineva strigă. Și s-a oprit bunătatea absolută, pentru că bunătatea aude strigătul altora. Bunătatea întotdeauna e atent la ce se întâmplă în jur. Bunătatea nu e egoistă, bunătatea nu e izolată, bunătatea nu se bagă în carapacea ta și la un moment dat zici: bă, eu și cu ale mele. Și când felul ăsta nu-i mulțumești lui Dumnezeu, bunătatea întotdeauna aude strigătul altora. Pentru că în momentul în care tu, un om bun, auzi strigătul altora și începi să intervii și începi să-ți faci partea și spui: aduceți-l la mine, dacă nu mă duc eu la el, în inima lui Dumnezeu se produce acea mulțumire. Uite, bă, un om care seamănă cu noi, uite un om care-i ca și noi, uite un om care-i după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Și astăzi îi caută Dumnezeu pe oameni plini de bunătate prin care să-i mulțumească. Oameni care să mai audă strigătul celor din jurul lor. Oameni care să mai audă nevoile celor din jurul lor. Oameni care să mai fie atenți la detalii. Să te vadă copilul tău că la un moment dat, într-o zi în care ești foarte aglomerată, faci gogoș. Dar ce faci, mami? Gogoș. Dar de ce? Să-l duc și la alții care n-au. Să pot să mă duc și la alții. Să le spun și altora despre acel moment frumos. Să auzi la un moment dat strigătul celor de lângă tine. Să fii atent la anumite detalii. Să fii atent la toate detaliile vieții. Că la un moment dat era un copil și a fost trimis de maică sa ca să aducă ouă de la piață. Atât de bucuros a fost copilul ăsta că mama lui l-a însărcinat să meargă să aducă ouă. Avea vreo 10 ani, s-a dus repede fuga să cumpere ouă și dintr-o dată a venit cu ouăle învârtind plasa aia, uitând că în plasă ouă. Ouăle alea erau menite să devină ouă fierte, să devină ouă umplute și copilul a venit foarte relaxat învârtind din plasă. Vă dați seama cum au ajuns ouăle acasă. Cineva care l-a văzut pe geam împreună cu mama acestui copilaș, la un moment dat a zis așa, zice: mă, tu la copilul ăsta trebuie să-i dai o lecție. Trebuie să-l iei să-l scuturi bine și să-i spui așa: bă, tu n-ai voie să faci așa, te-am trimis după ouă, trebuie să fii mai atent. Tu nu înțelegi? Păi unde e atenția ta? Bă, trebuie să-i dai o lecție, valorifică momentul. Nu lăsa momentul ăsta, nu trece peste momentul ăsta neobservat. Dă-i o lecție. Dar o mamă care trăia cu bunătatea lui Dumnezeu, care a știut să fie atentă la detalii, care a știut că un astfel de moment ar distruge și în inima copilului sentimentul de bunătate, îi spune: nu pot. Vine copilul acasă, îl ia mama și îi spune așa: dragul mami, tu știi că ouăle astea trebuiau să fie umplute? Acum cum le mai umplem, mă? Nu putem, dar fii atent aici. Noi am zis că facem ouă umplute, stăm toți la masă împreună, în părtășie, atmosferă frumoasă. Nu mai putem, că tu le-ai spart. Dar nu-i problemă, nu-ți fă probleme, dragul mami. Uite ce facem. Dumnezeu o schimba planul în seara asta. Eu o să culeg tot ce-i bun de acolo, din ouăle alea, albușul cu gălbenușul, separ cum pot. Și din tot ce pot să culeg, fac o plămădeală de clătite. Și după ce fac o plămădeală de clătite, tu le coci cu mine, după aia merem și luăm un borcan de fineti și ne punem toți la masă să mâncăm ceva dulce. Unde s-a așezat atmosfera de mulțumire și de bunătate? În varianta A sau varianta B? Pentru că omul bun întotdeauna e atent la detalii. Pentru că omul bun întotdeauna e atent la strigătul altora. Pentru că omul bun întotdeauna spune: eu sunt cel care mă implic, aduceți-l la mine. Doamne, s-au dus alții, auzi bunătatea din ăia: bă, taci, că iei bătaie, nu-ți mai aducem sandwich-uri mâine, taci. Și au zis: bă, nu pot, mă, taci din gură, tu n-ai voie să faci asta. La un moment dat s-a dus Domnul, cel care era atent la detalii,
Și a zis, auzi strigătul acestui copil, acestui om, trebuie să mă implic. Am trăit o experiență undeva prin clasa a patra. Mi-am adus aminte de ea la un moment dat. Am avut un coleg în clasă, era dezastru planetar. Bă, era greu cu el. Îi mușca pe toți, îi înjura pe toți, îi scuipa pe toți. Ferească-te Dumnezeu să stai pe lângă el. Era complicat. La un moment dat, toți fugeau de el. Singurul moment de liniște a colegului meu era în pauza mare. De la 10 fără 10, la 10 și 10 era pauza mare unde toți mâncam. El se punea în ultima bancă unde și stătea și în pauza mare, când noi ne deschideam pachetele de la școală, de acasă să mâncăm, sandvișurile și pachetele și ce aveam, el, pentru că n-avea ce să mănânce, zgâria în bancă de stres, toată banca lui era zgâriată. Era singurul lui moment de liniște. Una din colegele mele, tot pocăit, a venit la mine și a zis, Alin, și acum permiteți, vă rog, un pic parafrazarea, nu a mai fost neapărat astea cuvintele colegii mele, dar ideea era cam asta. Noi cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi? Păi ascultând strigătul colegului nostru, pe care puțin îl înțeleg, că el toată atitudinea aia grosolană pe alocuri era dintr-o frustrare interioară. Păi și ce facem? Păi noi mergem să fim lângă el, o zisea. Păi și cum ai vrea? Păi fii atent, îi aducem în fiecare zi câte un sandwich. Într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu. Într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu. Gata. Nu mi s-a părut nimic extra. Mami, într-o zi îmi pui două sandwich-uri, într-o zi îmi pui unul. Colega mea ținea rândul tot timpul. Vezi că azi e rândul tău, mâine e rândul meu, azi e rândul tău. Într-una din zile vine la mine și îmi spune, Alin, vezi că azi e rândul tău să-i dai sandwich-ul. Eu foarte relaxat am zis, l-am uitat acasă. Ea și mai relaxată ca mine, a zis, nu-i nicio problemă că îl dai pe al tău. Pentru că bunătatea nu face excepții. Bunătatea aude strigătul în orice moment. Bunătatea nu face analize. Bă, fac, nu fac, fac, nu fac. M-am dus, se dau sandwich-ul la colegul meu. Cu ochii pe colega mea. Deci sper că vezi că îl dau, notez că mâine rândul tău. În timp ce eu i-am dat sandwich-ul la colegul meu, colega mea o rup sandwich-ul ei în două. O bătu cu palma în bancă și o zis, Alin, hai lângă mine. Am mâncat eu cu a mea colegă sandwich-ul ei rupt în două. A fost unul dintre cele mai bune sandwich-uri pe care eu le-am mâncat. Pentru că nu gustul lui a fost cel mai impresionant neapărat. Și faptul că am putut să fim oameni buni, care să nu dăm cu piciorul într-un strigăt, ca mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi. Oameni buni, bunătatea, ascultați-mă bine, bunătatea nu pune etichete. Numai Dumnezeu trebuie să pună etichete. Omul bun, ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu prin bunătatea mea, nu pune etichete pe alții. Eu mă duc și-l ajut pe om fără să pun etichete, fără să selectez. Ăsta e bun, ăsta nu e bun, ăsta e bun. Nu, bunătatea, bă, mere numai ca trenul înainte. Bunătatea nu selectează în felul ăsta. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus? Vin ăștia cu femeia prinsă în prea curvie. Bă, ar fi meritat așa ceva mai zdravă. Vine ăștia, o aruncă acolo la picioarele lui Iisus. Asta cade săraca prăbușită. Bine, Domnul acolo le explică cum stă treaba, că acum fac o paranteză, că copilăria mea a fost destul de nenorocită de predicile alea cu ce-o scris Domnul pe pământ. Ce-o scris Domnul pe pământ? Că-o scris numele, că le-o scris păcatele, că pe de-aș dă cu părerea. Mi-am dat și o dată cu părerea. Am spus, dacă toți își dau cu părerea, părerea mea e că Domnul a scris băieți, dispăreți repede. Că ăia n-or pleca datorită faptului că a scris pe pământ. Plecarea acelor oameni a fost datorită altui aspect. Și anume, acolo în ideologia lor, vi-l explic acum cât am început, acolo în ideologia lor n-avea voie nimeni să arunce cu piatra până când arunca primul. Primul se considera martorul. Dacă aveau și eu oarecare justiție, dacă nu exista un martor, n-avea voie să arunci cu piatra. Și Domnul îi bate cu doi zoere la ei acasă, pe limba lor i-o bătut. O zis, bine, vreți să o omorâți? Era pus la încurcătură. Că dacă o zis, omorâți-o, păi tu n-ai nicio empatie pentru oameni. Nu omorâți, bă, tu calci legea lui Moise. Era complicat acolo, era o tensiune mare. Ăștia au zis, gata, l-am prins. Ori uitat că s-au pus cu regele universului. Și Domnul a zis, bine, nu jucați-o pe asta. O zis, nu fiți atenți aici. Cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. După ideologia lor suna în felul următor. Martorul să dea cu piatra. Ca să puteți să aruncați toți ceilalți. Dar cine putea să fie martor la săvârșirea unui astfel de păcat dacă nu cel cu care s-a săvârșit păcatul, dar pe ăla nu l-a adus?
Când a auzit ăsta, inteligența divină la care nu s-o aștepta, cu piatra în mână, o zi, băieți, nu mă mai bag. O lăsa piatra jos, n-are rost. Când nu mai exista martor, nu-l mai dat nici ceilalți cu piatra. Și-a rămas domnul cu femeia. Și acum am spune noi, acum etichetează-l. Ți-e rușine, mă, ce ai făcut tu, mă? Bă, ascultă-mă, m-ai pus într-o situație, uite în ce situație m-ai pus. Nu, bunătatea nu face așa. Bunătatea o ridică pe femeie de jos și îi spune așa: femeie, unde-s părâșii tăi? Nu-s, ascultă-mă, nici eu nu te condamn. Nu că n-ar fi meritat. Du-te și bunătatea dă sfaturi. Du-te și să nu mai păcătuiești. Uite, nu te condamn. Du-te, dar să nu mai faci. Noi ca și oameni avem un fel de bunătate cu care nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Mereu etichetăm oameni. Ăla e bun, ăla nu e bun, ăla e de treabă, ăla nu e de treabă și pierdem. Bunătatea lui Dumnezeu, ascultați-mă, nu reproșează. Nu reproșează. Dacă tatăl fiului risipitor era român, era jale. Bă, m-ai făcut de râs pe toată strada asta. Toți știu, toți vecinii știu. Bă, dar nu-i român, nici Dumnezeu. O veni fiul risipitor acasă, ce muștrulear ar fi primit dacă era de-a nostru? Te-ai întors, mă? Serios? S-o venit ție mintea în cap? Da? Bine că ai venit. Du-te la tine în cameră, discutăm mâine. Nu. Ăsta stil românesc. European. Hai să... Nu. Bunătatea nu reproșează. Bunătatea deschide brațele, îl ia pe om și îl strânge tare, produce sărbătoare. Știți că zice Biblia că noi trebuie să ne facem asemenea unor copilași? Altfel nu vedem cerul. Și totodată zice Biblia că trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul fiecare zi? Dar ce înseamnă să-ți iei crucea? Unii asociază crucea cu durerea. Unii asociază crucea cu necazul. Unii asociază crucea cu dezastru. Unii asociază crucea cu încercările. Nu! Ascultați-mă, crucea pe care trebuie să o luăm în fiecare zi nu sunt încercările. Dacă ați crezut așa, ați crezut fals. Crucea pe care trebuie să o luăm în fiecare zi nu-i cancerul, nu-i cearta de acasă. Mai zice mie câte unul, frate Alin, am cancer, asta e crucea mea. Nu, mă, cancerul nu-i cruce. Cancerul e o boală prin care Dumnezeu poate să o vindece, că e atât puternic, sau poate să te ia acasă. Sunt două variante, dar e o boală, nu-i cruce. Mai vine altul și zice, frate, la mine în casă e numai ceartă, asta e crucea mea. Bă, cearta din casă nu e crucea, e diavolul care își bate joc de voi la pachet. Că eu trebuie să zic ca pastor, luați-vă crucea și urmați-L pe Hristos. Pe cum să zic, ia-ți cancerul, ia-ți cearta, ia-ți dezastru? Nu, alea îți la pachet, acum încercările vieții. Știți ce transmitea crucea lui Hristos? Imaginați-vă-L pe Hristos cu crucea în spate pe Via Dolorosa în sus. Eu când am fost în Israel, am fost de mai multe ori în Israel, mi-e foarte drag Israelul, dar odată a fost o scenă interesantă, că era unul pe Via Dolorosa acolo jos, cei care ați fost la baza Viei Dolorosa, a pus să închiriez cruce și să faci Via Dolorosa cu crucea în spate. Bă, era unul, cred că îl mai am și acum poză pe telefon, era cu crucea pusă invers, urca și el pe Via Dolorosa în sus cu o țigară în colțul gurii, trăgea din ea ca popei marinarul, el o să face Via Dolorosa. Nu așa, mă. Nu așa, mă. Ascultați. Crucea, Via Dolorosa, drumul suferinței, da, dar acolo nu suferința a fost pe primul loc, bătaia n-a fost pe Via Dolorosa, barba smulsă n-a fost pe Via Dolorosa, biciul ăla roman care smulgea car n-a fost pe Via Dolorosa, a fost în curtea împăratului, n-a fost pe Via Dolorosa, durerea maximă, drumul crucii, să-ți iei crucea în fiecare zi transmite altceva. Ia Hristos crucea și le transmite oamenilor plin de bunătate, dragoste pentru toți, le transmitea iubire pentru toți, iertare pentru toți. Cu crucea în spate, Domnul, nu-l aveți cum să-L vedeți să aducă reproșuri, că bunătatea n-aduce reproșuri. Să stai cu crucea în spate, să oprească un pic, bă, ăla care ai dat mai tare, ne vedem peste 3 zile. Las că ne întâlnim noi. Ține minte că fie roata cât e pătrată, tot o să mai întoarce odată. Nu! Nu o să-L vedeți pe Iisus Hristos reproșând niciodată. Oamenii buni nu fac. Când ai puterea aia frumoasă să asculți strigătele altora, să nu pui tu etichete,
Să nu faci analize dacă îți place sau nu-ți place și dimpotrivă de fiecare dată să-L onorezi pe Dumnezeu fără să aduci reproșuri și mereu să fii cât se poate de angrenat. E formidabil. Că bunătatea, dragii mei, întotdeauna găsește soluții. Întotdeauna bunătatea găsește soluții. Acel nu pot, n-am ce face, n-are cum să existe în perimetrul unui om bun. Fac tot ce pot, care poți dovedi. Ascultați-mă, o viață plină de bunătate produce mulțumire în inima lui Dumnezeu. Doi, în al doilea rând, e cât se poate de obligatoriu, ca să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu, să ai o viață plină de laudă la adresa lui Dumnezeu, adică a vorbi despre numele lui Dumnezeu. Noi mulțumim la marginea patului, Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu ești mare, că Tu ești bun, ce bine că ai fost și cu mine, ești foarte, foarte bun, amin. Bun, te trezești de acolo și ai vreo 12 ore date de Dumnezeu de dimineața până seara. Acele 12 ore sunt într-un mod obligatoriu ca viața mea și viața dumneavoastră, după ce exprimă bunătate, să vorbească despre numele lui Dumnezeu. Ia spuneți-mi dumneavoastră dacă copiii dumneavoastră la o vârstă de 18, 19, 20 de ani se întâlnesc cu prietenii lor și discuția lor e despre mama și tata. Bă, tată ca a meu n-are nimeni. Bă, mamă ca a mea n-are nimeni. Mama mea e cea mai tare. Nu e așa că în inima dumneavoastră să fiți așa undeva să ascultați, s-ar produce acea mulțumire? Bă, când mama m-a așteptat pe mine, când tata îmi deschidea brațele, bă, când îmi zâmbea tata, parcă îmi treceau toate durerile, știam că are întotdeauna tata meu cel bun o soluție. Nu e așa că te simți bine ca și tată și ca și mamă? Zici, bă, copilul meu vorbește de bine de mine în fiecare zi? Ei, dragii mei, dacă în inimile noastre aspectul ăsta produce mulțumire, în inima lui Dumnezeu de asemenea, să poți să vorbești despre Dumnezeul mare, despre Dumnezeul Bibliei. Hai să vă spun ideologia ciudată a vremurilor noastre, oamenii care vorbesc despre Dumnezeul culturii noastre și uită să vorbească despre Dumnezeul Scripturilor. Nu-L putem lăuda pe Dumnezeu pentru că Îl simțim pe Dumnezeul culturii noastre. Și aude foarte multe ori, frate Alin, așa-i la noi, așa am fost crescut eu. Și dacă n-ai fost bine, dacă n-ai fost după Biblie, ce facem? Așa-i la noi, frate, toată lumea se axează, se bagă după versetul ăla. Așa am primit, și dacă ai primit rău? Pentru că oamenii îl exclud de multe ori pe Dumnezeul Bibliei și îl bagă pe Dumnezeul culturilor. Așa e în zona noastră, așa a fost la mine acasă, așa, mă, dacă la tine acasă a fost ca în Biblie, lăudat să fie Domnul. Dar trebuie întotdeauna să verifici, viața mea este ca în Biblie sau nu? Asta e de fapt punctul forte a oricărei vieți. Pentru că, dragii mei, vorbiți despre Dumnezeul Bibliei, lăudați-L pe Dumnezeul Bibliei, spuneți-le copiilor dumneavoastră despre Dumnezeul Bibliei, spuneți-le celor de pe lângă dumneavoastră despre Dumnezeul Bibliei, glorificați-L pe Dumnezeul Scripturilor. În momentul în care un om îl laudă pe Dumnezeu, în momentul în care un om îl glorifică pe Dumnezeu, în momentul în care un om își arată bunătatea și în fiecare zi vorbește despre lucrurile minunate a lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu se așează mulțumire. Vorbim despre toate balivernele vieții. Vorbim despre toate nimicurile care oricum nu ne ajută. Uităm să vorbim despre Dumnezeul cel mare, să-i mai mulțumim pentru a Lui bunătate. Uităm să-i spunem lui Dumnezeu și altora, avem un Dumnezeu care o despărți Marea Roșie în două și nu-i poveste. Să le spui altora, Dumnezeul meu o putut să-i dea pe Isaac la Avram din cenușă dacă era nevoie. Să le spui altora, Dumnezeul meu a deschis ochii orbilor, Dumnezeul meu a lăsat un mormânt gol într-o zi, singura groapă din istorie rămasă goală. Când Dumnezeul nostru s-a întâlnit cu o mamă distrusă de durere, că își ducea pruncul la groapă și să spui, Dumnezeul meu e ăsta, asta face El. Mi-e dor de oamenii care mai au puterea să-i mulțumească lui Dumnezeu și în stilul ăsta de viață, vorbind despre Dumnezeu în fiecare zi, glorificându-L pe Cel atotputernic în fiecare moment al vieții, vorbind despre Dumnezeul Bibliei. Dragii mei, dacă ne facem oana, ce povestim noi toată ziua?
În loc să vorbim despre Dumnezeul cel mare, ca în inima Lui să se așeze acea mulțumire, l-ai văzut pe oamenii mei? Ai văzut pe cei care știu să vorbească despre mine în fiecare zi? Ai văzut despre cei care știu să aducă glorie și onoare lui Dumnezeu în fiecare zi? Am un prieten care are un copilaș cu mușchi atrofiați. Phineas. Mă duc pe la ei pe acasă, stau într-o zonă așa la sat, în fundătura unui sat. Îl iau pe Phineas. Și spun, Phineas, cântăm o cântare. L-am filmat pe telefon, vi-l arăt. Și zic, ce vrei să cântăm? Și odată m-a luat pe mine așa, inima mea cântă, azi cântă. Să-l vezi pe Phineas. M-a început să cânte tare. Și cântă Phineas din toată inima, l-am filmat pe telefon. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din Valea Plângerii. Dar de ce? Ca un Dumnezeu lângă ei. Se tăra săracul cu o bicicletă din aia, încerca să se împingă. Mi-am dat seama ce mult contează în viață să-L ai pe Dumnezeul Bibliei, să vorbești despre Dumnezeul Bibliei și să trăiești cu Dumnezeul Bibliei în inimă. Asta e o formă de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Despre ce vorbiți în fiecare zi? În ce fel vă arătați bunătatea? Și în ultimul rând, ascultați-mă, după ce îți arăți bunătatea și după ce vorbești de Dumnezeul Bibliei, e obligatoriu că poți să-ți mai arăți bunătatea și trebuie prin slujire. Ești bun, vorbești despre Dumnezeu și slujești. E buchetul perfect de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Slujim tot după modelul lui Hristos. Și ascultați, la cina cea de taină, în odaia cea de sus, intră Domnul cu ucenicii și acolo de obicei trebuia să fie acasă un rob care să spele picioarele tuturor celor care au intrat. Surpriză, robul nu e acasă. Unde e robul? Vacanță. Nu știu, bolnav. Păi trebuie să spele cineva picioarele. Era un stil obligatoriu. Era o practică obligatorie. Praful de pe drum trebuia șters. S-a uitat Domnul stânga, în dreapta, bă, niciunul. Deseori noi ca și oameni ne gândim că ăla îmbrăcat mai slab, ăla mai ciocioloc, ăla mai băgat așa în colțul vieții, ăla trebuie să facă munca de jos. S-a uitat Domnul la ei, bă, niciunul, niciunul. Cel mai bine îmbrăcat de acolo era Iisus Hristos. Haina dintr-un singur fir, impecabilă, îmi spunea mie un evreu, când a fost în Israel, o zis, o aveau numai ultra bogați în vremea aia. Nu știu de unde o procurat-o. Spunea el, nu știu cât e de real, zice, dacă am transpune haina lui Iisus în banii noștri, ar fi vreo 30-40 de mii de euro. Imaginați-vă cea mai impecabilă haină. De-aia au și tras la sorți pentru ea, că nu au putut să o distrugă. De-aia l-au și dezbrăcat de hainele lui când l-au bătut. De-aia au zis și Pilat, zice, un împărat tot ești, ca arăți, ca un împărat. Erau câteva argumente foarte solide. Cel mai bine îmbrăcat de acolo era Iisus Hristos. Eu cred, și acum să nu vă supărați pe mine, în imaginația mea, cel mai șifonat era Petru. Ăsta tot timpul era agitat. Bă, s-o fi uitat Domnul, bă, șifonaților, nu vreți niciunul? Nu. Bă, ne coborâm noi. Păi eu o să mă cobor să spăl picioarele. Ascultați-mă, Domnul vieții se dezbracă de hainele lui, zice Biblia, se încinge cu un ștergar. Se apleacă în fața ucenicilor și le spală picioarele unor ucenici care urmau să fugă prin praful de pe drum în câteva momente. L-a luat și pe Iuda și ascultați ce zice Biblia. După ce diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă, Iuda cu dracu în inimă, și se apleacă regele universului în fața unui om cu gândul diavolului în inimă. Bă, cum să faci asta? Că tu dacă se uită un urât la tine, nici nu mai vrei să-L slujești, nu mai vrei să mai fii bun cu El, nu mai vrei să-L lauzi pe Dumnezeu prin acțiunea ta. Că bă, vezi, Doamne, s-a uitat urât la tine, regele universului se apleacă în fața lui Iuda, care nu era în cea mai impecabilă stare. Ia picioarele lui Iuda, Iuda, și ție ți le spăl. O să pleci să mă vinzi cu picioarele curate. Petru, o să te lepezi cu picioarele curate.
dar noi le mai spălam, dă-l în colcă și așa să lapădă. Nu! Viața de slujire, permanentă, constantă, continuă, fără de condiții, mulțumește inima lui Dumnezeu. Într-una din zile, un bărbat ancheta pe Carina mea. Dar de ce tati pleacă așa de mult de acasă? Carina a zis, tati, prima dată am vrut să-i zic de aia. Dar am zis că-s fata ta și trebuie să... Și zic, ce ai zis, Carina? I-am zis, pentru că vă las-o mult. Da, e o durere a copiilor mei și mai ales în perioada de evangelizări. Îi las dormind, îi găsesc dormind. Poate zile întregi plecați. Le spuneam și aseară tinerilor, ne-am stricat în concedii, pentru că apărea o mormântare, un priveghi, o situație neprevăzută. Nu mai trăim pe persoană fizică, viață privată nu mai avem. Totul e a lui Dumnezeu, printre ele ce mai putem. Și Carina îi spune, pentru că îl iubește pe Domnul Iisus. Și slujirea noastră e fără de condiții. Pentru că întotdeauna când faci asta, slujești fără să pui condiții. Că putea Domnul să spună, a, mă, că le spăl picioarele, să plece Iuda. Ha, Iuda, tu pleacă că ai treabă, rămân ăștia la alți. Nu. Iuda, stai aici. Trebuie să-ți spăl picioarele. O astfel de atitudine, o astfel de stare produce atmosferă frumoasă în inima lui Dumnezeu. Noi suntem slujitori în toate contextele vieții. Le-am spus ieri la tineri o poveste cu bomboana. Mă lăsați să le zic și lor. Și închei cu asta. Le zic și lor, nu? Într-una din zile, o fetiță din biserica pe care eu o păstoresc, sunt mulți copii, că avem vreo 500 de copii. În aia 500, o fetiță s-a încumetat să arunce o vorbă ilegală. Clasa întâia. Orgoliul meu de pastor s-a activat. Cum să vorbești așa cu pastor? Păi, să rușine. Prima mea reacție a fost cu mamă să seamănă. Cu tată sau... Las că le spun eu. Bă, uite ce ați crescut. Uite ce ați crescut. O fugit, că n-am pus tu să pun mâna pe ea, că o plecat. La final s-o termina biserica, e mai lung așa de vreo încă 4 ore ca a dumneavoastră. La final în hol le-am văzut. Și le strig, voi două rămâneți un pic. Fetița a înlemnit lângă maică sa. Eu m-am dus și în timp ce mergeam pe culoar, se zbăteau în mine două lumii. Ăsta e momentul, trebuie să-i dai o scutureală bună, să-i ții și la maică sau o morală, uite, asta înseamnă că voi așa vorbiți în casă, să vă fie rușine la pachet, nu să faci așa ceva, uite cum... În același timp era un alt sentiment, mă, tu nu poți să faci asta, tu ești slujitorul Domnului, tu nu poți să faci asta. Și mă zbăteam între astea două stări de numai. La un moment dat mi-am dat seama că am o bomboană în buzunar. Am scos-o. Și parcă Dumnezeu îmi spunea auzi, întotdeauna un om bun, un adevărat slujitor, lasă în urmă ceva dulce, dă-i bomboana. Trebuie să vă mărturisesc că m-am gândit dacă îi dau numai ambalajul să pune. Bă, nu puteam, bă, n-ai cum, la ce-o zis, n-am cum. Mergeam pe culoar și mă zbăteam între astea două stări, am ajuns în fața lor și am zis, v-am oprit casă. Casă ce? Eram la intersecție, casa aia sau casa aia. Dar îi spun, trag aer în piept și zic, v-am oprit ca să... Băi, luptă, ascultați-mă. Bunătatea, slujirea, are un preț, are un cost. Bă, dacă nu vrei să te coste nimic, tu nu-i mulțumești lui Dumnezeu. O, zis la un moment dat, bă, psalmistul, să mă păzească Domnul, să aduc o jertfă care să nu mă coste. Bă, totul costă într-un fel sau în altul. Și am zis, v-am oprit ca să... Vă spun că ești cea mai frumoasă fetiță din biserică. Ea săracă s-a uitat la mine. Și zic, uite, vreau să-ți dau bomboana asta ție. O întins mâinile, eu m-am aplecat că trăiam, o prins în brațe și tot i-aude pe tine, frate Alin, să fii acasă la nunta mea, să predici la nunta mea. Eu tot i-auzi pe ăștia mai mari și i-auzi, frate Alin, o să predicați la nunta mea. Mi-am dat seama în acea după masă cât de important e ca omul să fie un adevărat slujitor în toate contextele, ca mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă. Și acum închei cu întrebarea, voi cum îi mulțumiți lui Dumnezeu? De astăzi puteți să-i mulțumiți printr-o bunătate continuă.
puteți să-i mulțumiți prin laudele pe care le aduceți vorbind despre puterea lui Dumnezeu. Și puteți să-i mulțumiți prin slujire, în orice domeniu, unde-i nevoie. Și acum, să nu ratați aminul. Așa să vă ajute Dumnezeu pe toți. Amin.